Seara asta ne întâlnim cu profesorii și din Săcele, și din Râșnov, și din Brașov. Iată, sunt niște puncte fierbinți pe harta multiculturalismului. Fiecare din cele trei orașe au un anumit specific legat de problemele generate de acest specific multicultural. I-aș propune colegului și prietenului nostru, Cristian Bralea, să ne povestească un pic despre modul în care s-a familiarizat cu aceste concepte. Educația umanistă este esențială pentru a crea cetățenii unei democrații. Fără educație umanistă nu putem avea democrație. Nu putem avea o democrație reală dacă nu avem cetățeni informați. Iar avea cetățeni informați înseamnă avea un sistem foarte puternic și bine pus la punct de educație umanistă și sistemul probabil subvenționat de educație umanistă pentru că nu produce nimic pe termen scurt, ci doar pe termen lung. În primul rând, dacă e să investigăm această aserțiune și anume că avem nevoie de educație umanistă pentru a produce cetățeni, ne dăm seama că ceea ce trebuie să facă acea educație umanistă este să deschidă cetățeanul respectiv la dialog. Avem nevoie de deschiderea inițială către dialog, dar și de capacitatea de înțelegere a discursului celuilalt și a propriului nostru discurs.